Pandemia ne-a mutat birourile în mediul online. Angajații trebuie să comunice cât mai repede și mai eficient și au nevoie să poată accesa documente oriunde s-ar afla. Stocarea datelor în cloud este o soluție de ajutor. Ce putem salva, cât costă și cum ne ajută această opțiune, aflăm chiar acum din acest material. Cloudul este o unealtă care ajută mult la eficientizarea activității. În perioada în care mulți am lucrat de acasă, forțați fiind de pandemie, aceste servicii ne-au ajutat să distribuim fișiere și chiar să lucrăm în comun pe ele, online, de la distanță. Sticuri sau harduri externe, toate pot fi înlocuite prin utilizarea unui spațiu de stocare în cloud. Cu această ocazie putem economisi bani sau spațiu în rucsac, de exemplu. Mai mult decât atât, putem scăpa și de grija pierderii datelor de pe aceste dispozitive prin deteriorarea lor. Confortul de a lucra rapid, eficient, organizat, de la distanță, vine și cu o serie de riscuri, pentru că activăm în mediul online, iar aici apar constant atacatori care ne vânează datele. De regulă, furnizorii de servicii de tip cloud criptează datele de stocare pe serverele lor, dar puteți de asemenea să vă criptați datele pe propriile sisteme înainte de a le trimite în cloud, utilizând o soluție terță. Acest pas adaugă, desigur, o anumită complexitate, oferă o mai mare confidențialitate și securitate, astfel încât poate fi util în special pentru cele mai sensibile și mai importante date. Stocarea în cloud este organizarea de date păstrate într-un spațiu virtual care pot fi accesate de oricine pe baza unor permisiuni. Organizațiile sunt din ce în ce mai interesate să-și mute aplicațiile și serviciile în acest sistem de stocare, dar și utilizatorii de rând tind să renunțe la sistemele clasice de stocare a datelor. Mi se pare mai ușor să fie stocate în cloud, deoarece mi se pare că s-au învechit hardurile și sticurile, să te car cu ele după tine, le poți pierde, așa dacă le ai într-un cloud, în telefon, dai două apăsări și ai ajuns. Nu folosesc pentru că, nu știu, nu am avut nevoie până acum. Nu stochez foarte multe informații și probabil nimic semnificativ, dar din câte am auzit e bun. În primul rând sunt niște costuri suplimentare, plus că am cont pe Google și 5 ajunge. 5 GB sunt suficienți. Prețurile diferă în funcție de furnizor și aplicație. Majoritatea oferă un spațiu minim gratuit, însă pentru a-l suplimenta, utilizatorul va trebui să achiziționeze un abonament lunar. Spre exemplu, un abonament anual în Microsoft 365 Cloud costă aproximativ 400 de lei. Acum vedem ce ne aștept.